Am revenit la știu. Premierul olandez a venit în România să ne transmită în persoană mesajul pe care nu vrem să-l auzim. Spațiul Schengen încă nu este pentru România. Mark Rutte a mers la centrul militar de la Cincu, acolo unde 200 de militari olandezi fac parte din brigada multinațională condusă de Franța. El a discutat cu Klaus Iohannis și Ionel Ciucă despre cooperarea militară și despre felul în care ne apărăm granițele. Iar președintele și premierul s-au grăbit să-i amintească faptul că România așteaptă aprobarea Olandei pentru aderarea la spațiul Schengen. Am discutat cu domnul prim-ministru Rutte și despre așteptarea legitimă a României și a cetățenilor noștri de a adera la spațiul Schengen. România îndeplinește cerințele tehnice privind apartenența sa la spațiul Schengen și acționează deja ca un membru de facto al acestuia pentru protecția Uniunii. Sperăm să se întrunească în cel mai scurt timp condițiile politice. Punctez beneficiul direct pe care aderarea României la Schengen îl poate aduce pentru economia olandeză. Prin ridicarea controalelor la frontierele interne, se vor reduce semnificativ costurile transportatorilor. Olanda nu este în principiu împotriva. Noi zicem că toate țările care îndeplinesc condițiile trebuie să adereze la spațiul Schengen. România a făcut foarte mulți pași în direcția bună în ultimii ani. În același timp, zicem noi, ca aderarea la Schengen poate fi vorba când toate condițiile sunt îndeplinite. Înainte de vizita lui Rutte, ambasadorul olandez în România a explicat pentru Europa Liberă că țara noastră trebuie să mai îndeplinească niște cerințe și în domeniile justiției și statul de drept. În rest, Rutte a vorbit numai de bine. A mulțumit pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni și a lăudat cooperarea la nivel militar și economic, acolo unde Olanda este partenerul numărul 1 al țării noastre. Da. Și rămâne partenerul numărul 1 doar așa, în condițiile astea, altfel... Vă salut de la distanță. Mie mi se pare aberant, uite, mă uit la această imagine, da? Am venit să vă zic, nu o să intrați în Schengen nici de acum. Mi se nu pare a venit asta să spună că au plusat ai noștri pe discuția despre spațiul Schengen, asta e partea a doua. Omul a venit să-și salute militarii și să vadă ce fac. Fantastic. N-avea nevoie de președinte și de prim-ministru pentru acea întâlnire. Însă, deja nu mă mai refer la Rutte, nu este discuția neapărat doar de el, totuși România îndeplinește toate condițiile de aderare la spațiul Schengen de 11 ani. Eu mă întreb și îi auzim de multe ori la tot felul de întâlniri, zic da, sunteți pregătiți, dar e ca Dinamo pregătită de Champions League și nu intră niciodată, știi? Cam asta e chestia. Nu înțeleg cum adică sunt atâtea țări, sunt 27 de țări, deci în afară de Olanda, vezi, Doamne, toate ar fi de acord că este în regulă, bă, și România asta nu reușește să intre. Ai zis bine, vezi, Doamne, toate ar fi de acord. De fapt, probabil, Olanda este scoasă în față, pentru că am văzut câteva declarații. Am văzut și declarația ambasadoarei Suediei, care a spus că așteaptă să vadă progresele României în implementarea recomandărilor mecanismului de cooperare și verificare. Pe de altă parte, și guvernul danez așteaptă aceleași lucruri de la România. Și nu numai aceste două țări, cel mai probabil Olanda sau țările de jos, da, sunt băgate în față. Am văzut și un neamț zilele trecute care a spus că la noi aici este mediul sălbatic, e corupția în floare și, mă rog, a dat cu noi de toți pereții. Ideea este că nu e Olanda singura țară care se pune împotriva noastră a României și a Bulgariei să adere la spațiul Schengen. Și eu văd o altă problemă. Eu văd problema alor noștri, liderilor noștri. Dar haide să o întrebăm mai bine pe Sorina Matei, colega noastră. Bună, Sorina! Bună seara! Țările de jos o trag pe România în jos sau nu ne lipsesc adevărații lideri care să lupte așa pentru interesul țării noastre? Să știți că problema asta cu Olanda este reală. Adică nu politicienii români nu umflă subiectul și dau vina numai pe Olanda și în general vorbeai de țările nordice. Țările nordice au această percepție pentru că ele se consideră principalii contributori la bugetul Uniunii Europene și când, dacă vă duceți la Consiliu, eu cel puțin am mers, cred că încercam în seara asta să-mi aduc aminte, pe vremea lui Traian Băsescu, mi-au făcut 12 ani Cotroceniu, 10 ani am mers la, cred că am mers la
fără să exagerez, la peste 50 de consilii, toți șefii de stat ai României au pus problema Schengen. De când am intrat în Uniunea Europeană, noi și Bulgaria, văzute ca rudele sărace ale Uniunii Europene, am avut aceste condiționalități pe MCV, da, îndeplinirea MCV, pentru că MCV-ul e doar pentru România și doar pentru Bulgaria, pe lupta anticorupție și statul de drept, și aderarea la spațiul Schengen. Asta este una dintre problemele pe care le au politicienii români, că nu au reușit să decupleze România de Bulgaria în acest pachet de condiționalități. Dacă v-ați uitat astăzi foarte atent la Rute, vorbea de crimă organizată din România. Noi nu avem problemele cu crima organizată pe care le are statul bulgar, dar în continuare suntem văzuți în acest pachet, pentru că în general statele nordice impun aceste condiționalități pe fondurile europene și le leagă de justiție, stat de drept, MCV. Ceea ce a spus și Mark Rutte în această după-amiază, mie mi s-a părut, o să vă surprind, mai bun Klaus Iohannis în ceea ce a spus decât Mark Rutte. Mark Rutte a venit cu aceeași poezie în România pe care o auzim de când este premier. Mark Rutte este unul dintre cei mai longevi premieri ai Uniunii Europene, este premier de 12 ani. De 12 ani ne spune aceeași poezie. MCV, stat de drept, lupta anticorupție, crimă organizată. La crimă organizată la noi e mai subțire, că nu se împușcă oamenii pe stradă, cum se întâmplă uneori în Bulgaria. Legile justiției noi le modificăm când vrea Uniunea Europeană aproape în fiecare an. Chiar adică, în zona asta voiam să ajungem, Sorina, apropo de Rutte, încă este cred că îl depășește ca longevitate doar Victor Orban, culmea dintr-o țară care are, cred că, probleme mai mari decât România cu justiția. Da, adică sunt probleme. Polonia, care are un sistem judiciar foarte puternic și o clasă politică mult mai puternică și care susține reformele în justiție, reforme care nu plac Uniunii Europene. Este problema Victor Orban. Noi nu avem aceste probleme, ca să fim foarte sinceri. Bineînțeles. Este această ipocrizie, adică noi acceptăm această ipocrizie din partea lui Mark Rutte pentru că nu-i punem problema în față, pentru că într-adevăr Olanda, dacă vă aduceți aminte, de 15 ani ne spune poezia cu MCV-ul, de 15 ani de când am intrat în Uniunea Europeană ne spune problema cu Schengen-ul. Bun, dar deci, pur și simplu, nu e nicio modificare în discurs. M-am uitat azi să văd dacă Rutte spune altceva. Spune, da, noi în principiu suntem de acord. Da, trebuie să acceptați niște condiționalități. Condiționalitățile astea, țintele astea care tot timpul de 15 ani sunt ținte mișcătoare. Adică, pe principiu, de ce n-ai bască? Azi, de ce n-ai bască roșie și ai verde? Mâine, de ce ai neagră și n-ai roșie? Și așa, tot timpul aceste ținte se mișcă. Problema reală pe care o are Mark Rutte și pe care politicienii români, am văzut că o spun pe la colțuri, o spun în presa online, dar nu o spun la televizor. Am văzut că și Iohannis s-a enervat azi, spunând de față cu Rutte și Ciucă, domne, problema este în Jai. Și este o decizie politică. Și dacă ne uităm ce este jaiul ăsta, jaiul ăsta este Consiliul pe Afaceri Interne și pe Justiție. Interne, da. În general, în jai participă miniștrii de interne sau miniștrii de justiție. Când e vorba de Schengen, pentru că este vorba de frontierele de stat, participă miniștrii de interne. Și ajungem la adevărata problemă pe care politicienii români, clasa politică, o spunea și Băsescu în avion. Am văzut că acum începe și Klaus Iohannis. O spun chiar și cei de la USR, Reper, care sunt mult mai bine conectați la Bruxelles decât socialdemocrații. Problema pe care noi o avem, de fapt nu o avem, noi o are Mark Rutte. Mark Rutte este premier. Este un premier al unei coaliții, el are un guvern din 4 partide. Partidul care îi asigură majoritatea lui Mark Rutte, care îl ține premier de 12 ani în Olanda, este partidul, se numește Apelul Creștin-Democrat, este un partid de extremă dreaptă care se opune politicilor privind emigrarea, aderării la Schengen. Au tot felul de idei de astea crețe.
Problema este că Rutte în Parlament depinde de acest partid. Olanda, ca procedură internă, are aderarea la Schengen prin vot în Parlamentul Olandei, adică statul olandez nu poate înjai să susțină că da, dă undă verde României și Bulgariei, fără să voteze asta înainte în Parlamentul Olandez. În Parlamentul Olandez tot timpul a picat aderarea la Schengen a României și a Bulgariei din cauza acestui partid care îl ține pe Mark Rutte premier. Și mai este o problemă. Miniștrii acestui partid sunt foarte importanți. De exemplu, Apelul Creștin-Democrat, partidul ăsta de 10%, are vicepremierul Olandei, deci numărul 2 din guvernul olandez, este ministrul de externe, care este președintele acestui partid și care se opune aderării României. Deci ăsta e ministrul de externe al Olandei. Ministrul de interne, cel care vine în jai, este tot de la acest partid. Iar politicienii români de 15 ani nu fac lobby, că problema nici măcar nu este la Rutte, că de-aia spune el, în principiu noi suntem de acord. Problema e că mecanica internă a statului olandez și care îl ține la putere pe Rutte de 12 ani nu dă posibilitatea ca România să intre în spațiul Schengen și nici Bulgaria. Bine, Sorina, este toată problema. Au să ne spună Rutte și nevrute cât timp vor avea ocazia. Însă, Românii puteau, adică președintele României, premierul, europarlamentarii, parlamentarii, avem grupuri de prietenie, Parlamentul României este plin de grupuri de prietenie. Ei puteau să facă lobby, adică nu trebuie să faci lobby la Rutte, trebuie să faci lobby pur și simplu țintit la acești 30 de parlamentari cât are partidul Apelul Creștin-Democrat și la câțiva miniștri din guvernul olandez. Asta este toată filozofia, iar știm foarte bine că politicienii români nu sunt foarte buni la lobby, să-și facă lobby pentru țara lor. Așa că o concluzie, anul acesta, cum se entuziasma Ciucă, se entuziasmau și alți politicieni de la noi, nu avem nicio șansă. Am văzut că Jai se va reuni pe 13-14 octombrie și încă o dată pe 8-9 decembrie. Da. Noiembrie-decembrie, da, ai văzut că nu dau dată limită. Problema e, știi, că în Jai îți vine din Olanda, dar îți vine de la partidul care se opune, da, aderării României. Există această percepție, să știi, ca și ca ziarist la Bruxelles, când te duci la Consiliu, ești văzut, într-adevăr, cum spunea acel europarlamentar din Germania, ca din vestul sălbatic, pentru că nici europarlamentarii români, și asta indiferent de partid, nu au făcut imagine României. Noi am fost cu lupta anticorupție să băgăm pe toată lumea la pușcărie. Vede că s-a terminat și lupta anticorupție, modificăm a 14-a oară legile justiției în Parlament. Dacă vine să credeți, noi acum, când se desfășoară emisiunea, iar în Parlamentul României, în Comisia Specială pentru Elaborarea Legilor Justiției, se modifică 14-a oară în 18 ani legile justiției. Nici ei nu mai știu cum să-l mute instituțiile din sistemul judiciar să fie bine pentru ca să scăpăm de MCV în acest an. Eu fac pariu că schimbăm a 100-a oară legile justiției, schimbăm din nou instituțiile, că știi, sunt permutări de enluate câte ca, adică sunt aceleași instituții pe care le pui să facă într-un fel, în alt fel, adică nu sunt mari schimbări, dar pentru că ăsta este dezideratul național, ca în acest an să scăpăm de MCV. Se vor schimba 14 oară legile justiției, nici magistrații nu mai știu, că sunt 3 legi mari și late, și vom vorbi pe 31 decembrie dacă suntem pe 31 în Schengen și dacă vom scăpa de MCV. Eu vă spun că nu cred că se va întâmpla asta. Până atunci o să schimbăm și legile fizicii și legile bunului simț și așa mai departe. Mulțumim, Sorina. Mergem în acest moment să facem lobby pentru România la consulul onorific al Spaniei, care este aici alături azi de noi. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Spuneți-ne, vă rog, cum este posibil să pretindă întreaga comunitate, da? Că locul României este în Schengen, dar cu toate astea să avem piedici din partea olandezilor și am văzut puțin și din partea unui cetățean neamț. Bine, eu mă bucur foarte mult că Spania, guvernul domnului Sánchez actual și guvernul domnului Rajoy înainte, au fost mereu pentru România în spațiul Schengen. Este clar pentru noi, pentru mine, 100% clar, 300% clar, că România ar trebui să fie în spațiul Schengen. Despre alte țări nu
pot să vorbesc, dar să știți că întâmpinării problemele pe care le întâmpină România cu niște țări din nord de Europa, le-a întâmpinat și Spania. Cred că există un fel de preconcepute în nordul Europei despre ce este sudul Europei. Și e foarte greu de schimbat asta. Sunt de acord cu Sorina, persoana care a vorbit înainte, că putem schimba foarte multe lucruri și probabil că nimic nu se va schimba chiar dacă punem tot efortul. Eu acolo aș dori să fie chiar o schimbare importantă în Uniunea Europeană, de a nu vota lucrul la unanimitate. Ar trebui să fie alese în majoritate. Înainte ați vorbit despre dacă am fost proști sau nu suntem proști. Dar cred că Uniunea Europeană este, dacă îmi permiteți, proastă cu acest sistem de votare și de alegeri, unde lucrurile nu sunt acceptate prin majoritatea membrilor, sau cu un sistem care contează sau se bazează pe populație sau nu știu. Dar obligația aceasta de majoritate ne omoară. Nu mergem înainte pentru că este extraordinar de complicat și mereu suntem supuși la dorința cuiva sau la șantajul cuiva. Asta nu este acceptabil. Bun, mai avem o întrebare tot în legătură cu calitatea dumneavoastră de consul onorific, de diplomat. Cum ați catalogat dumneavoastră relațiile dintre România și Spania, în primul rând, din ultimii 30 de ani? Cum a evoluat, bineînțeles, ținând cont și de românii care au muncit foarte mult acolo și românii care au făcut și diverse prostii de-a lungul timpului acolo, pentru că avem și așa ceva. Relațiile sunt extraordinare și sunt excelente și mereu au fost excelente. Românii care au făcut prostii în Spania și spaniolii care au făcut prostii în România. Scuzați-mă, dar oameni care fac prostii le avem în toate țările și în Olanda. Atunci nu trebuie să ne uităm la un grup de oameni care au putut face ceva greșit în Spania. Eu mereu spun, avem 1 milion de români în Spania care s-au integrat și sunt fantastici. Dacă nu ar fi așa, Spania ar fi un haos total. Și nu este. Este o țară care funcționează. Și datorită românilor noștri de acolo și ne bucurăm foarte mult că relațiile sunt bune. Acum vor fi și... Este un nou ambasador care a ajuns, cred că o viziune extraordinar de pozitivă și deschisă despre România și sunt convins că relațiile vor merge mereu în calea bună. Cea bună. Mulțumim mult! Atunci să meargă și din ce în ce mai bine relația asta dintre Spania și România.